Procesul lui Daniel Iordan, cel care a ucis cu sânge rece o tânără din Făgăraș, întârzie. Și asta deoarece procedura de strângere a probelor este foarte dificilă și de durată, spun procurorii. În aceste condiții, nici nu se pune problema de stabilire a unei date de judecată în viitorul apropiat. În momentul de față, se așteaptă rezultatul expertizei ADN. Daniel Iordan, cel care a comis crima oribilă de pe strada George Coșbuc la începutul lunii august, nu va fi condamnat în acest an. Potrivit datelor oferite de procurorul care se ocupă de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, încă se mai strâng probe pentru procesul penal. Până acum, la dosarul lui Daniel Iordan s-a adăugat rezultatul expertizei psihiatrice, din care îi reiese că acesta avea discernământ în momentul săvârșirii faptei. Iar acum se așteaptă rezultatul expertizei ADN. În aceste condiții s-a decis și prelungirea pentru a doua oară a arestării preventive pentru încă 30 de zile, până în data de 27 octombrie. Dosarul este încă în fază de urmărire penală, este în lucru la procuror. Se așteaptă rezultatul unei expertize ADN și urmează să se mai facă și alte acte de urmărire penală. Procurorul, apreciind în momentul în care urmărirea penală este completă, supra soluției în dosar, cu mențiunea că inculpatul este în continuare arestat preventiv în cauză. Daniel Iordan a fost arestat preventiv în data de 8 august, după ce a fost identificat ca fiind principalul suspect în monstruoasa crimă de pe strada George Coșbuc. Dosarul lui cuprinde 5 capete de acuzare. El este cercetat pentru omor deosebit de grav, lipsire de libertate, tâlcărie, viol și violare de domiciliu.